Mai întâi spun în auzul tuturor așa cum a auzit Isaia că s-a spus în cer. Isaia, capitolul 6, versetul 3. Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul oștirilor. Tot pământul este plin de mărirea Lui. Amin. Și de asemenea vă salut pe toți, dorindu-vă binecuvântarea acestui sfânt și mare Dumnezeu. Iar ca text biblic vreau să citim din Cartea Judecători, capitolul 17. Dacă doriți să luăm împreună Sfintele Scripturi, Judecători 17, pagina în Scripturile Cornilescu 280. Era un om din muntele lui Efraim numit Mica. El a zis mamei sale, și 1100 de sicle de argint care ți s-au luat, și pentru care ai blestemat chiar în auzul urechilor mele, argintul acesta este în mâinile mele. Eu îl luasem. Și mama s-a zis, binecuvântat să fie fiul meu de Domnul. El a dat înapoi mamei sale cei 1100 de sicle de argint și mama s-a zis, închin cu mâna mea argintul acesta Domnului, ca să fac cu el fiul meu un chip cioplit și un chip turnat, și astfel ți-l voi da înapoi. El a dat argintul înapoi mamei sale. Mama s-a luat 200 de sicle de argint și a dat argintul la argintar, care a făcut din el un chip cioplit și un chip turnat. Chipurile au fost aduse în casa lui Mica. Mica acesta avea o casă a lui Dumnezeu. A făcut un efod și terafim și a sfințit pe unul din fiii lui ca preot. În vremea aceea nu era împărat în Israel, fiecare făcea ce îi plăcea. Era un tânăr în Betleemul lui Iuda, din familia lui Iuda. Era levit și locuia pentru o vreme acolo. Omul acesta a plecat din cetatea Betleemului Iuda să-și caute locuință potrivită. Urmându-și drumul, a ajuns în muntele lui Efraim, la casa lui Mica. Mica i-a zis, de unde vii? El a răspuns, eu sunt levit din Betleemul lui Iuda și merg să-mi caut o locuință potrivită. Mica i-a zis, rămâi la mine. Tu să-mi fii tată și preot și eu îți voi da 10 sicli de argint pe an, hainele de care vei avea nevoie și mijloace de trai. Și levitul a intrat la el, s-a hotărât astfel să rămână la omul acesta, care a privit pe tânăr ca pe unul din fiii lui. Mica a sfințit pe levit și tânărul acesta i-a slujit ca preot și a locuit în casa lui. Și Mica a zis, acum știu că Domnul îmi va face bine, fiindcă am ca preot pe levitul acesta. Până aici cuvântul Scripturilor. Din acest text și din înțelesul întreg al Scripturii, vreau să privim la cele notate aici sub titlul Religia plăcerii și adormirii conștiinței. Și să precizez mai întâi ce scrie în versetul 6. În vremea aceea nu era împărat în Israel, fiecare făcea ce îi plăcea. Deci era o libertate până la nivel de individ, de familie. De altfel, așa se încheie Cartea Judecător cu aceeași exprimare, 21 cu 25. Pe vremea aceea nu era împărat în Israel, fiecare făcea ce îi plăcea. Iată că vremea de atunci se aseamănă cu cea de astăzi, când se merge pe mentalitatea asta ca fiecare să aibă plăceri după gustul lui. Fiecare să-i facă ce îi place. Când, dacă nu acum, a fost vremea când, așa cum se obișnuiește pe internet, fiecare dă un like, adică își exprimă plăcerea pentru una sau pentru alta. Aș vrea să intrăm în dezbaterea acestui cuvânt și să observăm mai întâi această religie a plăcerii și a adormirii conștiinței ca o primă înșelăciune care se consumă în familie. Aici avem un evreu pe nume Mica, a cărui nume însemna cine este ca Jehova, ca Domnul. Dar într-o zi, el aude pe mama lui
blestemând că cineva i-a furat banii. El recunoaște fapta și mama sa, când află că hoțul e din casa ei, schimbă cuvintele din gura ei și zice: binecuvântat să fie fiul meu de Domnul. Deci iată că avem de-a face cu o femeie care, după caz, dacă era vorba de alții blestema, dacă era vorba de a ei binecuvânta, în fond pentru aceeași fapt. Cum se poate așa ceva? Pentru că Iacob spune în epistola sa, citesc din capitolul 3, că din aceeași vână a izvorului nu se poate să fie și apă dulce și amară. Totuși cu gura se poate, scrie în versetul 10, din aceeași gură este și binecuvântarea și blestemul, numai că apostolul face o mențiune. Nu trebuie să fie așa, frații mei. Acum dumneavoastră aici mă urmăriți pe familii. Eu trag nădejde că în familiile dumneavoastră nu există aceste măsuri alternative. Când să vorbim de bine, când să vorbim de rău, când să cântăm, când să clevetim, când să binecuvântăm, când să jignim. La păcătoși există, așa spunea Domnul, ei se comportă diferit cu unii sau cu alții. Observăm mai departe că această femeie era duplicitară pe de-a întregul. Cum să ia bani înapoi, dar să-l salveze și fiul? Și a zis, scrie în versetul 3, închin cu mâna mea argintul acesta Domnului. Am putea spune că era religioasă, da, așa am spus din titlu, că avem de-a face cu religia. Numai că, deși inițial auzind cuvintele închin argintul acesta Domnului ar suna bine, ea iarăși trece în tabăra cealaltă și nu vrea să-l dea efectiv Domnului la templu sau pentru o cauză nobilă, sfântă, ci pentru una idolatră. Și spune să fac cu el fiului meu, pe care îl binecuvânta, nu-l blestema, un chip cioplit și un chip turnat și liniștește pe el spunând: lasă, dragul mame, că ți-l dau înapoi. Și așa s-a și făcut. Deci iată că această femeie nu ținea cont de ceea ce erau învățați evreii, pentru că spune foarte clar, amintiți-vă de cele 10 porunci, să ne amintim de ce le-a spus Moise la muntele Sinai, le-a repetat apoi, citesc din Cartea Deuteronom, capitolul 5, 4, de la versetul 15, fiindcă n-ați văzut niciun chip în ziua când v-a vorbit Domnul din mijlocul focului la Horeb, vegheați, luați aminte asupra sufletelor voastre, ca nu cumva să vă strica și să vă faceți un chip cioplit și așa mai departe. Deci femeia aceasta le amesteca rău de tot. Să privim și la fiul ei. Deci a furat, dar poate că se temea orecum de Domnul, cum a zis și Iacov înainte de a se pocăi cu adevărat. Dar dacă află tata și vine peste mine blestemul, și s-a temut apoi de blestemul mamei sale și s-a mărturisit: mamă, eu sunt hoțul. Observăm apoi că s-a făcut părtaș idolatriei mamei sale, ba chiar a continuat-o, că scrie în versetul 5, mica acesta avea o casă a lui Dumnezeu, asta era numai titlu, nici vorbă de Dumnezeu, la blestem, la idolatrie. A făcut un efod și terafim și a dus religia asta falsă și la generația următoare. Și a sfințit pe unul din fiii lui ca preot. Iată că viața duplicitară din familii naște o religie înșelătoare.
Eu cred că viața religioasă nu se strică la adunare, ci se strică întâi acasă. Și stricăciunea se duce de acasă în adunare. Observăm aici așadar o religie duplicitară, falsă, un crez cu care să fie mulțumit toată lumea. Și bunica, și fiul, și nepotul. Pe placul tuturora. Dacă ar fi să transpun în realitatea vieții noastre așa ceva, aș spune că avem de a face cu o familie care vorbește de toate, dar în același timp sunt bisericoși. Și dacă acum nu se mai obișnuiesc chipuri cioplite sau turnate, aș putea să spun că i-au cumpărat fiului lor o orgă și ca să arate că e vorba de chip cioplit sau turnat, am spune cu toate efectele care pot fi produse pentru un asemenea instrument complex, se cântă o muzică rock, se fac repetiții cu fel și fel de vorbe și de alte lucruri vinovate. Vă las să mă imaginați singur ce ar putea să însemne asta, că multe pot să însemne. Și această familie putea fi considerată o familie religioasă. Ceea ce mă surprinde e dorința lor de slujire și de închinare. De ce n-au fost fără acestea? Să se împace băiatul cu mama? Știți de ce? Pentru că diavolul nu vrea să producă oameni nereligioși. Diavolul știe că omul are o inclinație religioasă. Ba mai mult, el vrea să fie religie pe pământ, care îl declară pe Dumnezeu ca adevăratul Dumnezeu, numai să fie manifestări false, unde și Duhul și firea și diavolul să-și aibă partea lui. Așa este interesat. Amintiți-vă când a intrat Evanghelia în Europa. Duhul care era învrăjitoarea aceea din Filip n-a spus că Pavel și ceilalți sunt mincinoși. Nu, a spus că sunt slujitorii lui Dumnezeu. De ce le-a făcut o caracterizare atât de favorabilă? Eu cred, dumneavoastră gândiți, ca să fie acceptat și Duhul acela și să fie o înțelegere între toți. Îmi vine în minte cazul unui tânăr care după Revoluție s-a hotărât să se implice într-o anumită zonă a județului său, să facă evanghelizare și să fie înființat acolo adunare, dar a întâmpinat piedici mari. Și tot rugându-se într-o noapte a avut un vis, că s-a dus în zona aceea și acolo era un castel care nu exista în realitate fizică, era o exprimare a realității din lumea spirituală. Și un om acolo la birou, ca un stăpân, îi zice, ce caută aici în zonă? Și delimitează zona lui de responsabilitate și de stăpânire. Și spune, vreau să fac aici o biserică, da? De acord, dacă noi vom colabora. Nu vreau să colaborez cu tine. Eu colaborez numai cu Dumnezeu. Atunci să știi că mă opun cu fermitate. Și în timp ce discutau în felul acesta, au intrat pe ușă doi slujitori dintr-o altă biserică, dintr-o altă confesiune. Salută respectos pe șeful, îi salută și el, trec pe altă ușă, acolo era doar un tranzit, și îi spune tânărului nostru, vezi, pe ei am lăsat, au biserică, dar colaborăm. Ori alegi așa, ori te scot. Și spunea fratele, nefiind ajutat după un an și jumătate, pare mi se, a trebuit să renunțe. Deci oamenii sunt religioși, diavolul este interesat să creeze religii false și de asemenea oamenii își liniștesc conștiința, de fapt și o adorm. De aceea am numit religia plăcerii și a adormirii conștiinței, că am fost la adunare,
Am dat ceva Domnului, dar ce am făcut în rest? Este pe placul Domnului sau este în voia satanei? Trec la o a doua idee și să observăm a doua înșelare la adunare. Idolatria de aici n-a rămas numai în limitele familiei lui Mica, a mamei și a fiului, pentru că ne spune Scriptura de la versetul 7 că a trecut pe acolo un levit și pentru că își căuta un loc, știți că leviții au fost repartizați în toată țara, iată că i s-a oferit unul, s-a stabilit și salarul și hainele care atunci erau ceva important, alte mijloace de trai, și scrie în versetul 11, levitul s-a hotărât, cât o fi trebuit până s-a hotărât, nu știu, dar cert este că a rămas acolo, s-a procedat ca și în cazul fiului său, a fost un ritual de ordinare, să-l numim, scrie în versetul 12, Mica a sfințit pe levit, vă dați seama, hoțul ăsta ce putere de sfințire avea. Și acesta i-a slujit ca preot și a locuit în casa lui. Socotesc că argintarul ar fi avut prima ocazia să spună, nu-i bine ce vreți să faceți, dar cum să spună că tocmai asta era meseria? Știți, scrie și în Fapte 19, ce scandal au făcut argintarii lui Dimitrie când cineva a vrut să umble la breasla lor și la banii lor. Așa cum zice în Isaia, că nimeni nu face vreun idol să nu tragă vreun câștig. Așa că argintarul n-avea interes să facă observații. Dar mă mir de levitul acesta că a acceptat, s-a hotărât. Și vă spun acum și voi reveni apoi, știți de ce mă mir foarte tare de el? Întorc pagina și citesc în versetul 30 din capitolul următor că nu era altul decât nepotul lui Moise, fiul lui Gershom, fiul lui Moise. Nepotul lui Moise să fie în stare de așa ceva? Iată că da. Pentru că, așa cum scrie Solomon în Proverbe, omul și pentru o bucată de pâine se dedă la păcat. Dar dacă e vorba de câștig, doar ce ține religia în funcție, dacă nu banii, că unii cred că evlavia este un izvor de câștig. Mi-amintesc că am vizitat odată Vaticanul și am văzut în jur fiecare om care am căput acolo cu taraba lui să vândă și el ceva, o iconiță măcar, că banii mulți sunt înăuntru Vaticanului, da? Ceva să picure și în jur. Da, dragii mei, iată că este adevărat că oamenii agrează o astfel de religie a plăcerii, cu câștii, cu permisivități, cu libertăți și cu adormirea conștiinței. De ce spun asta? În mod normal, am zice noi că Mica trebuia să fie liniștit, că avea o casă a lui Dumnezeu, fiul lui era sfințit ca preot, probabil că avea anumite activități, un orar de slujbă, de închinare, știu ce făcea acolo, ce mătăni aveau. Dar totuși n-a fost liniștit pe deplin în conștiința lui, că abia după ce l-a consacrat pe levit, a zis, scrie în versetul 13, acum știu, gata, s-a liniștit, că Domnul va face bine. Iată ce se așteaptă oamenii. Ca pe vremea lui Ieremia, făcuseră din templu o peștere tâlhari și spuneau templul Domnului. Nu ne cucerezi babilonenii, ăsta e templul Domnului. Dar Domnul plecase din templu. Dragii mei, eu mă tem că sunt biserici care se adună fără Domnul. Și nu vreau să dau vina întâi pe levit, că iată că pleacă rău din familie, dar levitul parafează răul. Că slujitorii sunt cei care pun capac atunci când legiferează astfel de stări vinovate din familie,
poate uneori pentru un câștig, pentru o slavă deșartă, așa cum scrie și Noul Testament, cuvântări înșelătoare, lăcomie și toate celelalte rele, Doamne, fie-ți milă de noi. Cum și-a permis acest levit să încalce atât de flagrant ce a spus Domnul bunicului său? Să nu ne mirăm că spune Pavel în 2 Corinteni 2 cu 17 că cei mai mulți strică cuvântul lui Dumnezeu. Și Domnul spunea că se vor ridica mulți falși. Dar ascultați-mă bine ce v-am spus și repet. Răul nu pleacă neapărat de la amvon. La amvon se desăvârșește. Răul pleacă din realitatea vieții de zi cu zi. I-aud pe unii spunând, frate, mai mari vor să facă ecumenicii, să unesc cu papa și cu nu știu cine. Nu aceea trebuie să fie grija noastră, că ei s-ar putea uni dacă noi în casele noastre și în adunarea noastră am fi sfinți. Dar răul merge pe toate fronturile, de jos în sus și de sus în jos. Și fiecare trebuie să aibă grijă numai în sfera responsabilității sale. Atât. Dacă mama lui Mica sau el sau fiul lui s-ar fi trezit sau levitul acesta, nu se ajunge aici. Dar stați că lucrurile nu s-au oprit nici aici. Pentru că spune în capitolul următor că cercetașii și trimiși de daniți au observat acest mini-templu și li s-a părut ceva de bun augur. Pentru că scrie că au întrebat pe preot, vom avea izbândă, 18 cu 5. Întreabă pe Domn Dumnezeu. Deci atât că le-au dat crezare. Și nu uitați că în vremea nu târzie a sosirilor în Canaan, încă nu se repartizaseră toate triburile, încă era doar nepotul lui Moise, deci vorbim proaspăt după ajungerea în Canaan. Și preotul a răspuns, duceți-vă în pace, călătoria pe care o faceți sub privirile Domnului, o vorbă goală, că n-avea preotul ăsta de unde să știe că Dumnezeu le dă sau nu izbândă, că el n-avea nimic cu Dumnezeu, era totul formal. Dar când au dat raportul că cetatea Lais este un loc binevenit pentru ei și au venit împreună cu alți 600 de oameni înarmați, acești cercetași au propus și apoi toți au luat preotul și cu toate obiectele de cult. Mica s-a văzut cu adunarea evacuată, plecat cu păstor, cu orgă, cu instalație, cu tot. Și scrie în versetul 20 din capitolul 18 că preotul s-a bucurat în inima lui. Vă dați seama câtă credincioșie era în el, să-și părăsească omul care l-a sponsorizat până acum, să-l lase cu ochii în soare. S-a gândit, ei, de acum să fie un venit mult mai substanțial. Mai stau eu într-o biserică de sat cu 10 membri, mă duc la oraș. Au pornit și oamenii din jur și Mica s-au sesizat și au urmărit pe fiul lui Dan, scris 23, și au zis lui Mica, ce ai? Și ce înseamnă gloata aceasta de oameni? A răspuns, Dumnezeii mei pe care mi-i făcusem. Mi-ați luat împreună cu preotul și ați plecat, ce mai rămâne? E dureroasă întrebarea asta. Ce mai rămâne? Dar ce să-ți rămână? Că ai avut o minciună în mână. Ce să-ți rămână? Cum puteți să spuneți ce ai? Și fiii lui Dan au zis să nu-ți auzim glasul. Și s-a întors acasă, la casa goală, preotul plecat, banii cândva furați, acum au fost furați pe față, dar durerea a fost mare. În plan spiritual, în ce a urmat, că de el nu mai știm. Scrie versetul 30 că toată seminția lui Dan au înălțat pentru ei chipul cioplit și nepotul lui Moise, el și fiul lui au fost preoții seminției daniților până pe vremea robirii țării. Au așezat pentru ei chipul cioplit pe care îl făcuse Mica în tot timpul cât a fost casa lui Dumnezeu la Silo.
Iată cum, de la o femeie nepocăită, virusată, s-a infectat fiul și nepotul și s-a asociat levitul și s-a întins virusul și lepra la o seminție întreagă din Israel. O religie a plăcerii și a adormirii conștiinței. Doamne, fie-ți milă de noi! Dragii mei, așa se duce răul din familie în adunare și se extinde. Și tragedia este că oamenii cred și vor crede până va veni Domnul și le va spune în ziua aceea, vă citesc din Evanghelia după Matei din capitolul 7, de la versetul 21, sunt cuvintele Domnului nostru Iisus Hristos care spunea, nu oricine zice Doamne, Doamne, cum a zis bietul mic, a Dumnezeii mei. Nu, mulți îmi vor zice în ziua aceea, mulți. Doamne, n-am prorocit noi numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău, atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. Să știți că Dumnezeu acum nu spune curat, numai dacă îl întreb cu inimă curată, altfel te lasă să faci și să crești ce vrei. Și degeaba a vrut bogatul să trimite vorbă la frații săi să le spună că nu-i bine ce l-au învățat saducheii, că totul i-a ieșit dincolo, nu există ceva, că nu se mai poate. Ascultați-mă bine, Dumnezeu te lasă să mergi rău și chiar dacă ți iese înainte ca la Balaam, nu te oprește. Singura șansă să te oprească este să-L întrebi pe Domnul cu inimă curată. Să vrei să te pocăiești, să vrei să-L cauți, atunci îl găsești. Aș vrea în ultima parte să lămurim puțin lucrurile, să știm ce avem de făcut, ca să nu rămânem cu gustul ăsta amar al apostaziei. Am citit de la început că în vremea aceea nu era împărat. Și eu pun o întrebare, chiar nu era împărat? Era și se numea Domnul Oștirilor. Scrie în cartea Exod, în cartea Numeri. Dar eu vă citesc numai din 1 Samuel 12, când au vrut ei să pună împărat, da, tot așa, fără Domnul, 12 cu 12. Și totuși Domnul Dumnezeu vostru era împăratul vostru. Iată dar împăratul pe care l-ați ales, pe care l-ați cerut, iată că Domnul a pus un împărat peste voi și a zis Dumnezeu aici, i-a spus lui Samuel, scrie în capitolul 8, versetul 7, ascultă glasul poporului, că așa vor, fă-i ce tot ce-ți vor spune, căci nu pe tine te leapădă, ci pe mine mă leapădă, ca să nu mai domnesc peste ei. Dragii mei, nu oamenii trebuie să ne spună în primul rând ce avem de făcut, că acasă nu se poate amesteca nimeni, 100%. Noi trebuie să avem teamă de Dumnezeu. Până Iacov n-a avut teamă de Dumnezeu, l-a înșelat și pe tata în colaborare cu mama. Când a văzut scara acolo unde a dormit el pe câmp, a zis, Dumnezeu e aici. A zis, sunt e înfricoșător. Asta e scara către cer, da, dar unde e scara către cer este și poarta cerurilor. Da, dragii mei, să înțelegem că Dumnezeu ne lasă libertate. O zice în Eclesiast, umblă pe căile astea inima ta. Da, zice în capitolul următor, adu-ți aminte de făcătorul tău. Dumnezeu doar notează. Scrie în cartea profetului Maleahi la capitolul 3 că cei ce se tem de Domnul, dar nu neapărat auzindu-L și văzând imaginea de la Sinai. Aceea a văzut-o bunicul și aici era nepotul. Scrie în Maleahi capitolul 3 de la versetul
14. Degeaba slujim lui Dumnezeu și ce-am câștigat dacă păzim poruncile lui și am umblat trist înaintea Domnului? Acum fericim pe cei trufași. Da, celor le merge bine, ei ispitesc pe Dumnezeu și scapă. Atunci, ce sistem de Domnul a vorbit adesea unul cu altul, Domnul a luat aminte, a ascultat și o carte de aducere aminte a fost scrisă înaintea lui pentru cei ce se tem de Domnul și păzesc poruncile lui și cinstesc numele lui. Ei vor fi ai mei, zice Domnul oștilor, îmi vor fi o comoară deosebită în ziua pe care o pregătesc eu. Voi avea milă de ei cum are milă un om de fiul său care slujește. Și acum vă întreb, adică vă îndemn să vă gândiți, de ce au fost atât de amețiți la minte și și-au făcut acești dumnezei falși? De ce și-au creat un mod de închinare fals? Eu cred că păcatul este responsabil de această amăgire. Păcatul împietrește, păcatul orbește, înșală, da? Și nimeni nu-i mai orb decât cel ce nu vrea să vadă. Spunea Domnul în Ioan 3, știți de ce nu veniți la lumină? Să pricepeți, să vi se deschidă mintea. Nu vreți să vi se vadă faptele. De aceea, dragii mei, țineți minte ce vă spun. Dacă vrea cineva să nu fie rătăcit, acum în vremea asta când din nou vor fi cele mai mari posibilități să faci ce vrei, să-ți faci un mod de închinare cum îți place, tu și mama ta și fiul tău și poate găsești și vreun slujitor în ton cu tine și poate să fie mai mulți ca seminția daniților. Vreo asemenea rătăcire de la adevăr este posibilă numai pe fond de păcat. Vă citesc din a doua Tesaloniceni, din capitolul 2, unde scrie că se va așeza în templul lui Dumnezeu și se va da drept Dumnezeu, nu? Că aici e casa lui Dumnezeu. O rătăcire de proporții pe pământ. Și scrie apoi în versetul 9, 2 Tesaloniceni 9, că arătarea lui se va face prin puterea satanei cu tot felul de minuni, de semne, care vor da senzație de ceva supranatural, dumnezeiesc. Și cu toate amăgirile nelegiuirii, cu bani, cu tot ce se poate, cu plăceri, cu distracții. Pentru ca tot ce sunt pe calea pierzării, și acum motivul, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți, din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire, nu doar că îngăduie, o trimite ca să creadă o minciună. Cum a crezut levitul acela că el e preotul lui Dumnezeu? Cum a crezut minciună? Pentru ca toți cei ce n-au crezut adevărul, eu nu cred că de la tata și de la bunicul nu știa ceva, că Moise a trăit mult, eu cred că omul acesta a putut trăi chiar pe vremea lui Moise. Când era mic, vreau să spun. Nu acum, acum Moșerea a plecat. Au găsit plăcere în nelejuire. Vedeți cum se întunecă mintea și se adoarme conștiința? Cu plăcere în nelejuire. Și scrie în 2 Timotei, capitolul 4, că în vremea din urmă se găsesc astfel de leviți, versetul 3, care știu că oamenilor le place să audă lucruri plăcute și își vor da învățători după poftele lor, ca și Mica și Ionadan, fiul lui Gershom, fiul lui Moise. Își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite, că ăsta e templul Domnului și că uite așa. Verificați-vă plăcerile. Eu n-aș vrea să vă amăgesc. Și din potrivă aș vrea să vă trezesc, cum zice Petru, 2 Petru, 3 cu 1, mintea sănătoasă. Că dacă nu-i mintea sănătoasă, nu poți trezi. Atenție la plăceri, scrie în cartea lui Isaia, capitolul 65 și 66, citesc mai întâi din 65 cu
versetul 12. Vă sortez săbiei și veți pleca genunchiul ca să fiți junghiați, căci eu am chemat și n-ați răspuns, am vorbit și n-ați ascultat, ați făcut ce este rău înaintea mea, dar de ce? Și ați ales ce nu-mi place. Dar de ce au ales ce nu plăcea Domnului? Fiindcă le plăcea lor. 66:3. Cine junghi un bou ca jerfă, asta era o valoare, nu? Nu-i mai bun decât cel ce ucide un om. Doamne, cum adică? Cine jerfește un miel, că ăsta e mai sărac, e ca cel ce rupe gâtul unui câine, cine aduce un dar de mâncare, ăsta e și mai sărac, e ca și cel ce ar vărsa sânge de porc, cine arde tămâie, ca cel ce s-ar închina la idol. Toți aceștia și aleg căile lor și sufletul lor găsește plăcere în urăciunile lor. De aceea și eu vedeți ce este spre nefericirea lor și vă zice peste lucrurile care se tem, că și când eu am chemat, n-au răspuns, când am vorbit, n-au ascultat și au făcut ce este rău înaintea mea și au ales ce nu-mi place. Așa că, dragii mei, verificați-vă plăcerile acasă și la adunare știți ce să verificați. Dacă Evanghelia ce se predică e a lui Moise sau a nepotului lui Moise. Că așa aud pe câte unii spun, frate, noi așa am primit și eu întreb, dar de la cine? De la Moise sau de la nepotul său? Că de la nepotul său au plecat multe tradiții, obiceiuri. Să ne aducem aminte, cum zice Iuda, de vorbele prorocilor și a apostolilor, nu doar de tradițiile noastre. Să căutăm să ne întoarcem la Domnul, ca Iosia, care s-a dus înapoi până la David, ca Ezra, care s-a dus înapoi până la Samuel și până la Moise, nu doar până la nepotul lui Moise. Recapitulez și mă opresc aici. Dacă nu trăim curat, frumos, și ne complacem la nivel de familie că acolo se consumă viața cu stări păcătoase, minciuni, clevetiri, vorbe, lăcomie sau și alte lucruri mai vinovate, înșelătorii, furturi ca aici sau poate altele mai vinovate, imoralități. Și în același timp ne mai și rugăm, mai citim din Biblie, mai ascultăm câte o predică, mai cântăm și încercăm să le amestecăm. Dacă se întâmplă ca nenorocirea asta să se multiplice și să fie acceptată și de către slujitori, atunci se va răspândi cu repeziciune și vom fi înșelați cu toții. Conștiința ne va fi adormită că am fost la adunare, că am mai dat ceva bani în numele Domnului, că am slujit, dar în final, în loc de siguranța, acum știu că Domnul va face bine, vom fi nevoiți să punem în finalul întrebarea, acum ce mai rămâne? Nimic nu mai rămâne. Că dacă n-am fost curați și am lăsat plăcerile să ne inunde, vom fi înșelați cu 100%. Vă doresc tuturor acum în vremea celor mai mari erezii, când diavolul va primi puteri lărgite, să rămâneți între cei aleși. Și spunea și cu versetele acestea închei textul din Tesaloniceni, acolo unde am citit în 2 Tesaloniceni 2, că unii vor fi înșelați. Scrie mai departe despre cei ce nu vor fi înșelați. 2 Tesaloniceni 2, citesc de la versetul 13. Noi însă, prea iubiți frați de Domnul, trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu, pentru că voi de la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire. Dar cum? În sfințirea Duhului și credința adevărului. Și spune versetul 15. Așadar, fraților, rămâneți tari și țineți învățăturile pe care le-ați primit fie prin Virgil, fie prin epistola noastră. Deci primite de la apostol, de la Pavel, care a zis, am primit de la Domnul, de la original. Și iată binecuvântarea care vă întâmpin la urmă. De rămas bun. Și însuși Domnul nostru Iisus Hristos
Și Dumnezeu, Tatăl nostru, care ne-a iubit și ne-a dat prin harul său mângâiere veșnică și o bună nădejde, să nu avem o religie falsă, să vă mângâie inimile și să vă întărească în orice lucru și cuvânt bun. Amin.